final a ajuns la mine, sprijineam chiar un tip de la PDL, că m-a rugat cu mătru Ardeleanu, m-a rugat și Cornel Pleșu, un cetățean, un tip blajin, că el are simpatii roșcate, asta nu mă interesează, are aici în centru, cu încă, cu Gedocanu și cu încă unul, vrea să cumpere câte fiecare 30 de metri pătrați, niște magazine în stația de taxi la Victoria. Da, da. Când îi bagă, când îi scoate, când îi bagă, când îi scoate, Titi. Da, el le bagă, de ce le bagă? Că Titi poți să-l acuzi de orice, dar numai de prostie nu poți să-l acuzi. El vrea să vadă discuția din comisii, să vadă starea de spirit, dacă nu trec, să spună că datorită Consiliului, iar dacă trec, nu-i convine că n-au ajuns băieții cu darul la el. Înțelegi? Și hop, mă trezesc cu telefon de la Cornel Pleșu, până așa mi-a care chestia, unde ieri, la 8 fără 5. Chiar m-a surprins. Spune, ești, îmi duc nevasta la serviciu, de aici, pe strada aici, pe grădinile de aici, la așa. Mă duc, tu. Și... zic, da, unde te afli? Păi sunt în prim oraș și mă pregătesc pe la Bacău, dar vreau să vorbesc cu tine. Bun, hai să spun varianta scurtă. Ne întâlnim, fii atent. Am vorbit cu tine și a spus că îți bagă alea trei. N-am înțeles, îmi bagă, nu pun așa. Eu la băieția n-am servit nici o casa. Sau cum, sărmint. Am servit un cappuccino. Deci îmi le bagă, nu-mi face niciun favor. Dar eu am simțit chestia asta, așa că și Cornel știa că m-a luat Ardelea, n-a de cunea să-i treacă și băiețelul ăsta al meu, că asta, bine mă, și practic să fie, se află. Nu se streacă, dar cu condiția să treacă maxim. Dumnezeu a luat și bagă grasă și el e nebunit că a luat-o și nu trece, că ăla probabil că ai domn primar, ce faci? Și băi, conașule, încă o dată, dacă vrei vorbești la telefon, ca să mă asculte pe lumea. Așa? Deci, dezinteresat, eu fac pentru că am făcut o promisiune față de oamenii că îi susțin. Dar în rest, eu n-am nicio obligație. Cum să spun eu, ea poate să pice și poate să treacă și sunt la fel de bucuros și la fel de bine dorm. Deci, ideea este că nu doarme și nu se simte bine confortabil Titi. Dar eu, acum, cum să fac să treacă lui Titi când eu și gură mare, cam și gură mare câteodată, am spus în comisii și pe urma asta, da, cât sunt eu consilier, cât voi fi, ce vine de la Maxim și toate rudele lui, nu trece. De ce? N-am nimic în plan personal cu el. Dar mi-a păcălit și era penal pentru clădirea de la Crolux. Mi-a dat altă adresă, a prins un moment propriu așa cum și am văzut că se sapă acolo. Și când am văzut că s-a pus, uite, ce face el aici? Tot și m-am dus, mă scuz puțin, m-am luat liga, și că da, n-ați votat, ce să votez, mă? Pentru acolo? Deci, și acolo? Și n-am mai stârnit rahatul că Titi era cu noi, că se duce. Stai de acolo. Așa. Și paga de la acolo, și am dus-o eu de Titi. Poftim. Ești cu ceapă. Și fii atent. Și acum am spus, pentru faptul că mi-a păcălit atunci consilier, mi-a dus altă adresă și după aia ulterior, la validare s-a dus adresa bună? Uh-huh. Așa? Era penal. N-am mai scos-o că era Titi și era protejat de Solomon, de președintele partidului, că de asta e bine. Haide să fim corezi din cap în coadă. Să nu umblăm selectiv, să dăm la unii, da, la unii, da, dăm la toată lumea. Dar nu se poate, bun. Și zic, ăla nu trece. Și îi spun Cornel, și acum ce fac eu acum? Mă zic, trebuie să mă succes, să spun, n-am nimic împotriva inițiativei private. Găi sărmanului, nu știu ce. Adică, se încep cu o prea curvie, pe care, da, înțeleg, ce se face? Adică, să curvă, să curvă, dar să nu prea. Dar cu nașului, dar știi care e povestea? Vezi și unde merge șantajul? Da. Vă trece alea, unde vă doare pe voi că sunt băieți de-ai voștri, ca să treacă al meu. Da, da, băieții ăștia... N-am nicio emoție. Dar hai să vedem, când nu mai vedem de că noi nu avem supărarea mare vis-a-vis de alții care au atât de mare și au pierdut o vremea de bani. Ai perfectă dreptate.